Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aflat marți în vizită pe șantierul noului punct vamal de la Siret. Gheorghe Flutur a vorbit despre importanța acestui obiectiv care se construiește cu fonduri europene, 10 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean Suceava a precizat că investiția înseamnă inclusiv construirea unor tunele de scanare pentru verificarea tirurilor. Așadar, va avea ca efect scurtarea duratei de vămuire a tirurilor și aceste vehicule vor trece mai ușor prin vamă. Gheorghe Flutur a amintit că se împlinește un an de la izbucnirea războiului în Ucraina, timp în care, prin vama Siret, au trecut aproape 2,5 milioane de persoane și peste 700 de mii de autovehicule. Anul trecut, pe vremea asta, era mult mai frig, erau minus 10 grade, dar acum văd că traficul e foarte lejer. Eu spun că s-au întâmplat lucruri bune. Pe o parte, investiția în punctul vamal, iar pe de altă parte, fondurile europene au alocat în decembrie anul trecut de Comisia Europeană pentru construcția autostrăzii A7, tronsonul de la Pașcan Suceava-Siret, pentru că A7 va veni până în acest punct. De aceea sunt bucuros că se lucrează și la punctul vamal și sunt șanse ca în perioada următoare să se dea drumul și la tronsonul de autostradă care să vină până aici, în frontieră, a explicat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.